Un subvenție acum, știi că a fost... Și pe tocmai da, stai să spun ce ți le iau de la cap. Hai, ia-mi pe rând așa, ce poți să-mi spui? Deci, corpul de control, da? Și l-a trimis Bogdan Dumitrașcu ăla, care e acum șef la Apian, în locul lui Bârcă, Costel. E, na? Așa, ăsta e generalul Ghinulescu. Care Ghinulescu? De la Arcălăraș. Serios? E, da, deci ăsta Costel nu mai e, Bârcă Constantin nu mai e două lună de zile acolo, deci n-are nicio treabă el acum. Ba este, este scos, dar e încă în sistem, e acolo de-o dracu. Păi stai un pic, nu mai este, l-a suspendat în funcție. Da mă, da, dar e branșat cu toți acolo, e sânge cu sângele lor, crede-mă. Lasă-mă să-ți povestesc, da. Tu e ce e bun de la mine. Da. Ai înțeles că nici eu nu dețin... Deci tu ești bun, așa, Bogdan Dumitrașcu, care este ginelul Dinulescu de la Călăraș. Da. Dar, ăsta a fost pus de Emil Dumitrescu de la Chiselet, care e secretar de stat din PNL, care vrea să candideze deputat și normal prin Iulică a urmat toate astea. Așa, Bârcă Costel... N-are nicio treabă cu Sandu Bârcă, că toate că o fi neamuri, dar ei nu vorbesc tasul de zeci de ani. Una. A doua. Bârcă Costel a avut 10 ani procese cu Iulică. Deci n-are nicio treabă, nici cu nici neam, nici drag să ia acolo. Deci n-are nicio treabă. Ei s-au judecat 10 ani de zile cu Iulică. Deci n-are nicio legătură. Referitor la subvenția ta... Și asta ți-o spun în sursă, drept de veto a avut însuși ministru. N-a avut nicio treabă Bârcă Costel. Ministru? Păi era alt ministru atunci. Deci, dar drept de veto a avut direct ministru, a trimis corpul de control atunci, nu știu câți ani, eu nu știu eu, tu știi cel mai bine. Deci, acum Costel n-are nicio treabă cu asta, el l-a schimbat o lună de zile cu... Ăsta, Dumitrescu, da, nu l-a schimbat, fii atent, Neanicule, l-a schimbat și da. Nu, da, deci e branșat și el până în, e în branula, are branula băgată pe vene. El nu se mai duce la muncă de o lună de zile, mă asculte. Lasă-mă că știu exact ce s-a întâmplat, tu nu înțelegi că noi informații o avem din MADR, tu nu înțelegi că noi de acolo am primit informațiile, ni s-a spus ce și cum. Dacă vrei, numele anume de rău, eu nu știu nici școala, da. Nici școala, e treaba, eu sunt prea mic ca să, așa, dacă vrei te pun față-n față cu el. Cu cine cu el? Cu Bârcă Costel ăsta. Cu Bârcă Costel, da, da. Dacă da, vrei te pun față-n față să discuți cu el, dar când vrei și dacă accept și dacă e aia, ca să le, că eu mă pășesc unele chestii, sincer, n-am de unde știu. Eu ți-am spus ca informație, nu iau apărarea nimănui, mă asculti? Da, am înțeles, da. Eu am zis asta ca să ai tu informația mai la fix. Acum, tu controlează-o. Că nici eu nu știu. Eu așa am primit-o și eu. Dar acum tu controlezi dacă am dreptate sau nu. Bine, Neanicu, gata. Pentru informarea ta. Am înțeles. Bine, mulțumesc mult, Neanicule, să trăiești. Pa, 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 pa.